Am observat că în sudul țării vremea e ceva mai blândă decât aici în zona Clujului, însă nu uitați că suntem totuși doar în prima decadă a lunii aprilie și următoarea lună vremea ne poate juca feste. Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea și azi la Sfatul Zilei vorbim despre cele mai importante trei lucruri de care trebuie să ținem cont pentru ca să ne meargă bine tot restul sezonului activ. Practic de aceste trei lucruri sunt legate toate acțiunile pe care le facem acum în luna aprilie, dar și în restul sezonului activ. Pe scurt și rapid, haideți să trecem prin ele. Primul aspect de care trebuie să ținem cont este analizarea prognozei meteo. În fiecare zi noi, ca și apicultori, trebuie să analizăm prognoza meteo pe următoarele trei zile și să ne adaptăm planul de acțiuni după prognoza care se anunță. Vă spun pe trei zile deoarece aceste trei zile sunt destul de sigure, adică cam 90% din ce ni se spune pentru prognoza de pe următoarele 3 zile se adeverește. Pe urmă se cam schimbă lucrurile. Aici trebuie să ținem cont de hrana de care au nevoie albinele în această perioadă, deoarece luna aprilie este o lună cu o creștere foarte mare de consum. Adică avem undeva la 4 kg, 5 kg de miere consumă albinele în această lună, deoarece se dezvoltă pe de o parte, pe de altă parte zboară, deci au activitate foarte mare. Ori inputul care îl aduce e destul de mic. Vă spuneam că în sudul țării vremea e mai blândă, însă temperaturile nocturne sunt la limita înghețului, cel puțin în această perioadă. Știu, va urma peste 4-5 zile o încălzire destul de accentuată a vremii și atunci consumul va exploda, pentru că albinele vor ieși în număr mare, vor consuma foarte multă energie. Pomii fructiferi deja au înflorit, cel puțin și în zona Clujului, am văzut că au început să înflorească corcodușii, în zona de sud au înflorit de ceva timp, probabil au înflorit și prunii în zona de sud a țării. Bun, deci țineți cont de prognoza meteo pentru a vă analiza necesarul de hrană pe care îl au albinele. În cazul în care mai vine o perioadă de aceasta de 3-4 zile cu temperaturi la limita înghețului, temperaturi diurne la limita înghețului, obligatoriu trebuie să le puneți o turtă pe care vă garantez că o vor mânca în 2 zile, în 2-3 zile o vor mânca, nu va mai rămâne nimic din ea, pentru că au nevoie nu doar de energie, ci și de, apropo, de proteine, au nevoie de multă proteină în această perioadă. Trecem și la a doua parte, la al doilea aspect, ar trebui să verificăm intensificarea pontei măcii. Asta nu se analizează ramă cu ramă, adică nu scoatem ramă cu ramă de acolo și ne uităm la ele, ci va trebui să învățăm, cei care nu știm, să învățăm să analizăm de la urdiniș treaba asta. Uite, îmi spunea un apicultor într-un comentariu foarte pertinent, acel comentariu foarte bun, că doar cu un deget la urdiniș poți să-ți dai seama de ce se întâmplă în stup. Și da, are dreptate, așa este. Pentru cei care încă nu aveți experiența aceasta, măcar prin simpla ridicare a capacului și a podișorului sau a foliei, depinde ce aveți acolo, să vă puteți da seama ce se întâmplă în stup. Este extraordinar de important. Nu să ridicați ramă cu ramă și să o analizați, pentru că această acțiune de a ridica ramele, pe lângă faptul că răcește cuibul și deranjează foarte mult albina, atunci când ridicați ramele, nu doar când ridicați ramele, dar în special când ridicați ramele, albinele se năpustesc la celulele cu miere și se alimentează. Ăsta este instinctul lor. Deci încercați să evitați cât de mult manevrarea ramelor. Încercați să vă concentrați pe
să vă concentrați atenția pe ce se întâmplă în stup, doar urmărind partea de sus a ramelor atunci când ridicați capacul, sau, cum ne spunea colegul nostru, ne sugera colegul nostru, cu un deget la urdiniș să ne dăm seama. Sigur, de aici derivă o serie de întrebări. Bine, cum îți dai seama dacă pui un deget la urdiniș? Astea le veți învăța în timp, nu vi le pot eu spune în câteva minute la sfatul zilei, însă, uite, el ne spunea că dacă avem o ventilare cu căldură din interiorul supului, înseamnă că e o activitate intensă acolo. Dacă avem și un miros specific stupului, specific puietului, avem o activitate intensă. Să înțelegeți, puietul miroase, are un feromon, deci un miros practic, și când vă plimbați prin stupină seara, mai ales când nu bate vântul, vă puteți da seama de acel feromon, că există acel feromon și că este o intensificare a pontei și a hrănirii puietului larvar. Tot așa ne putem da seama, tot printr-un miros, printr-un feromon sesizat, ne putem da seama de lipsa de hrană din stup. Să știți că există un feromon care puietul îl emană și care denotă o lipsă de hrană. Asta am învățat-o în timpul unui proiect de cercetare pe care l-am avut împreună cu Institutul de Chimie din Cluj și în care am avut o situație de genul acesta, o situație în care mi s-a atras atenția chiar de cercetătorii de la institut că, măi, este o activitate interesantă în stup, este un feromon care e secretat de puiet și care spune că îi este foame. Deci nu avea stupul, nu avea suficientă hrană. E bine să știm despre aceste mirosuri, despre acești feromoni și să le exploatăm. E foarte bine să le exploatăm. Probabil e un lucru interesant pentru mulți acest lucru, așa că vă sfătuiesc să cercetați acest aspect și să țineți cont de el. Al treilea lucru de care trebuie să ținem cont, verificarea stării de sănătate a albinelor în această perioadă e esențială, adică în luna aprilie, deoarece așa cum porniți, așa veți avea stupii pe tot parcursul sezonului activ. Adică dacă acum avem un deranj intestinal la albine, să știți că deranjul ăla va fi dus până la salcâm, când albinele se vor vindeca de la sine din culesul de salcâm. Mulți ați auzit că un cules intens rezolvă orice problemă în stup. Da, așa este, însă e bine să ajungem acolo la cules cu albine sănătoase și numai bune de cules, nu cu albine care necesită vindecare atunci. Despre varoa nu mai are rost să vă spun, dacă acum avem în stup o infestare cu varoa, ne vom trezi atunci la începutul culesului, știu eu, de rapiță, și acum e culesul de pom fructifer, ne vom trezi cu albine slabe, slăbite, albinele bătrâne cu corpul gras care le-a mai rămas consumat și numai ne trezim cu ele în fața stupului moarte. Albinele tinere, fără vlagă și fără capacitate de zbor, deci fără vlagă. Deci nu e bine să avem așa ceva. Analizați starea de sănătate a albinelor și tratați-le. Cam asta ar fi acțiunea care derivă de aici. Sper că v-a prins bine sfatul zilei de azi. Sunt convins de fapt că v-a prins bine. Arătați-vă și voi aprecierea cu un like. Și dacă nu sunteți înscriși pe acest canal, faceți-o chiar acum. Butonul roșu, clopoțelul, puteți să le apăsați. Vă garantez că nu veți regreta. Până data viitoare, ținem aproape. Cele bune!